Îndrăzneală și obrăznicie. Dar cei care porumbelul zboară, aceia nici nu cred în Sfintele Taine, dar le iau din tradiție și obicei și Duhul Sfânt pleacă de la ei, desacralizează Euharistia. Citiți-le în omilile Sfântului Macare, nu în părerile lui ăla sau lui ăla. Ca să vedeți că nu e chiar atât de simplă ideea de sfințenie în Biserica Ortodoxă. Iată, asta e lepra despre care vorbim. Lepra ca boală, am comentat-o. Să nu ne umplem noi de lepra părerii de sine, de lepra mândriei, de lepra încăpățânării, de lepra orgoliului, de lepra ambiției, de lepra răutății, a tupeului, a lenii, a uitării că putem muri, a nepăsării de cele sfinte sau a îndrăznelii cele obraznice, a cutezanței de sine, a înălțării minții, a îngânfării de sine, a imaginii de sine. Astea sunt leprele care bat societatea. Că dacă stai cu minte în banca ta și preotul ți-a spus asta da și asta nu, tu nu greșești. Și nici preotul nu trebuie să fie abuziv, bineînțeles. Preotul trebuie să aibă crivia omului normal, care să discearnă între bine și rău. Ați văzut, și vă dau un simplu exemplu. Vine cineva și îmi spune, părinte, vreau să mă împărtășesc. Și întreb, v-ați citit rugăciunea, ați postit-o frumos? Da, părinte, uitați lista, îl dezleg și pleacă. Dar vine câte un perfecționist și îmi spune, părinte, dar dacă ieri am mâncat fără cu ulei, azi mă mai pot împărtăși? Zic, nu poți, trebuie să ții o zi fără ulei. Dar uitați cu tare, am mâncat și ați dat voi, da, dar nu m-a întrebat. N-a pedalat pe prostie. Pentru că, într-adevăr, dacă îl citești pe Părintele Cleopa, spune, atunci când te împărtășești 3, 4, 5 zile fără un lemn, în semn de evlavie, că se spune în psalm, slăbit au genunchiele mele de post și rugăciune și s-a uscat carnea mea de lipsa unde lemnului. Dar iarăși spune în împărtășanie, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Dacă tu vii cu dragoste și credință și crezi că împărtășania îți folosește, nu va sta Dumnezeu să te pedepsească că ai ținut o zi în minus cu sau fără ulei. Da, dacă ești idealist și legist, eu îți aplic legea ca să ții minte că ești prostuț. Ca să înveți că tu complici legea, e teologia ta, e ortodoxia ta, sunt ravurile tale, sunt obiceiurile tale, sunt părerile tale, sunt sfințirile tale, sunt cugetările tale, nu sunt ale mele. Mă obligi ca la detectorul de minciuni să aplic la da, treci înainte și la nu, stai pe loc. De ce? Dacă singur vii cu vina într-o țapă. Părinte, pot să mă împărtășesc, dar să știți că după mie zi nopții am băut o guriță de apă. Ei, dacă ai băut o guriță de apă, fii data viitoare. Că dacă măsurai că de la ora 12 noaptea și până la 10-11 ziua când îi împărtășani au trecut 11 ore și conform canoanelor 9 ore trebuie să fii nemâncat ca să poți să iei Sfintele Taine, nu era o problemă că la 12 și 10 sau și 5 ce a fost ție rău și ai luat o gură de apă sau o pastilă. Dacă ești corect, hai să fim corecți. Litera ucide, Duhul face viu. Deci, vedeți, acestea sunt formele guvernamentale, spirituale de lepră în biserică. Perfecționismul obosit, dreptatea bolnavă și strâmbă, toată dreptatea voastră înaintea lui Dumnezeu e o cârpă lepădată, spunem taina Sfântului Maslu, iar adevărul este cu totul suprem și neînțeles de noi, nesuferind Dumnezeu să vadă neamul acesta. Chinuit de diavol și de stricăciune, a venit să-l slobozească prin unde le-am sfințit în semnul crucii și prin scump sângele său. Una-i dragostea lui Hristos, alta-i perfecțiunea domniilor lor sau unora dintre dumneavoastră care caută, știți, dacă mi-aduc aminte, cred că pe la gramatică era perfectul compus și mai mult ca perfectul. Mergeți pe perfectul simplu. Sunt corect, iubesc pe Dumnezeu, cred, nu complic lucrurile, le iau așa cum sunt, mă conformez evlaviei, smereniei, bunei cuvințe, credinței, omeniei și o să vedeți că nimeni n-are nimic cu dumneavoastră. Deci, în concluzie, unde e lepra? La noi. Ne-am curățit de ea?
astăzi vin cu o variantă nouă. Spune Mântuitorul Iisus Hristos că cei 10 ducându-se să se arate la preot s-au curățit. Deci evident că ei au scăpat de lepră. Dar unul văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare slăvind pe Dumnezeu și a căzut cu fața la pământ la picioarele lui Iisus. Nici nu voi vrea să vorbesc despre mulțumire, nici nu voi vrea să vorbesc despre recunoștință, ci vă voi spune ceva foarte interesant. Dumneavoastră v-a scăpat și poate altora, dar mie nu mi-a scăpat. Văzând el că s-a vindecat. Vedeți ce interesant sună expresia? Văzând el că s-a vindecat. N-am pune în balanță că ceilalți nouă n-au văzut că s-au vindecat? Da, exact așa este. În nepăsarea lor, în lipsa lor de caracter, în lipsa lor de onestitate, în lipsa lor de smerenie, în lipsa lor de recunoștință, au confundat totul cu o coincidență. Da, știu eu dacă e de la Dumnezeu, poate așa a fost să fie. Poate că așa, din cauza că a spus medicul să facă aia sau aia. De unde știu cum am vindecat de la biserică și nu de la tratament? De unde știu cum am vindecat de la preot și nu de la doctor? Sau de unde știu cum am vindecat că am un organism rezistent și a rezistat bolii? Deci, vedeți? Trebuie să știi când te-ai vindecat de la Dumnezeu. Văzând el că s-a vindecat. Ce spune Isaac Siru în Filocalea 10? Când te-ai cunoscut pe tine, pe ceilalți din jur îi cunoști de la sine. Dacă nu te-ai vindecat, doctore, pe tine, nu o să-l poți vindeca pe altul. Dacă nu-ți cunoști măsura ta, n-ai cum să știi măsura altora. Și dacă nu te cunoști pe tine, n-ai cum să-i cunoști pe cei din jur. De ce? Pentru că tu nu trăiești în vindecarea lui Hristos, trăiești în vindecarea minții tale. Și yoga e o metodă de vindecare, și reiki e o metodă de vindecare, și astrologie e o metodă de vindecare, și căutat un cafea e o metodă de vindecare, și dat un cărți e o metodă de vindecare, și cristaloterapia, și bioenergia, și ești pe mii de curente care circulă. Tot felul de doamne, trăiesc tot felul de feng shui-uri, au tot felul de descoperiri, care de care mai alambicate, și se regăsesc în tot felul de psihoterapii care nu au treabă cu ortodoxia. Dacă te rogi și te duci la psiholog și te învață ceva bun, da, nu-i rău, dar dacă tu crezi că rugăciunea nu-ți ajută cu nimic, dar vorghitul aiurea-ți ajută, înseamnă că un pic undeva vindecarea e doar de la tine. Cum spune Apostolul Petru în epistolă? Blestemat este cel ce zice brațelor sale, acestea m-au hrănit și m-au crescut. Ce spune mai departe Apostolul? Nimica pot, nimica fac, nimica sunt. Ce spune Apostolul Pavel? Nu eu trăiesc, Hristos trăiește în mine, pentru El exist, spune Grigore Teologul. Pentru El trăiesc, pentru El cânt. Deci vedeți? Asta înseamnă să înțelegi că te-ai vindecat, că ai văzut că te-ai vindecat. Și spun eu că n-ai văzut că te-ai vindecat. Cum spun creștinii? Părinte, slavă Dumnezeu, m-am obișnuit cu rugăciunea, mă rog, am o liniște și o pace, vedeți, un mod de vindecare. Doi. Părinte, să știți, parcă nu mai îmi pasă de nimic, m-am degajat de tot ce e în jurul meu, am pătrățica mea, mă simt bine, sunt sănătos, slavă Dumnezeu, îi mulțumesc în fiecare zi. Vedeți, o formă de vindecare în Dumnezeu. Deci, atunci vezi că te-ai vindecat. Părinte, n-am pretenții, dacă pot merge un pic la biserică și dacă m-am împărtășit și am o bucată de pâine, mi-ajunge. Nu am eu pretenții și nu mă interesează. Sunt mulțumit. Vedeți vindecarea? Ce spune David? Bogații au sărăcit și au flămânzit. Pământ pe lună și-au luat, pământ pe Marte și-au cumpărat, au mama descoperit o planetă, o să-și ia și aici niște hectare, niște oameni de ăștia sonați. Și uite așa, fără să vrem, umplem cosmos cu gărgăunii de pe planeta Pământ, care ar trebui băgată la deratizat într-un butoi cu apă clocotită sau cu mult clor. De ce? Pentru că noi am pierdut simțul normalității. De aceea nici nu mai avem nevoie să ne întoarcem la Dumnezeu. Dar de ce să mă duc la biserică? Dar mi-a luat fata exemplu. Dar ce să mă duc la biserică? Dar mi-a scăsut riberi. Dar mi-a luat casă. Dar am terminat procesul, am rezolvat problemele.
Dar de ce ai mai venit înainte atunci, când le aveai, când doar puteai să le rezolvi la fel de bine ca și acum, după ce s-a rezolvat? Ei, părinte, mă luați și dumneavoastră așa bine. Nu vă iau așa. De ce când ți-a fost rău, ai zis, Doamne miluiește, și când ți-i bine, ți-i greu spun, Doamne miluiește? Că asta l-a enervat și pe Iisus. Uite ce spune finalul Evangheliei. Că acela, când a văzut că s-a vindecat, s-a întors. Mai întâlnim termenul de întors. Hai să ne aducem aminte de el. În parabola fiului risipitor. Mă voi întoarce la tatăl meu și îi voi spune, părinte, am greșit la cer și înaintea ta. Și nu-s vrednic să mă numesc fiul tău. Iată ce formă de cunoaștere de sine totală. Mă, gata, am terminat. A căzut la picioarele lui Iisus mulțumindu-i. Cum trebuie dumneavoastră să cădeți la picioarele lui Iisus mulțumindu-i? Simplu de tot. Punești în camera ta, ai aprins candeluța sau lumânare, te pui în fața icoanei și pui un acatist sau rugăciune. Asta e mulțumirea lui Iisus. Nu-ți cere să ieși pe balcon, să aprinzi 7 candele, să vadă vecinii cât eroi. Nu, nu cere nicăieri de-a mea. Discreția. Atenția. Intră în camera ta, încuie ușa ta, rogă-te puțin câte puțin, că Dumnezeu care vede nascuns, nascuns-ți și plătește. Tot din Evanghelie. Mai specific aici ceva care pe mine nu mă interesează, pe voi trebuie să vă intereseze, că cel care s-a întors să mulțumească era chiar samarinean, adică tot păgânul i-a mulțumit lui Dumnezeu. Asta e marea dramă. Că păgânii înțeleg ortodoxia, iar ortodox și denigrează ortodoxia. Noi suntem delaționiști spirituali. Ne batem cu propriile noastre dogme, ne batem cu propriile noastre învățături, le criticăm, le răsucim pe toată partea, le căutăm adâncul și subtertipul, dacă se poate, iar păgânul le ia de bune și la el lucrează. De ce? Mare este credința ta, femeie. Fie ție cum voiești, s-a vindecat fix în ceasul acela. Îi spune la sutaș, nici în Israel n-am văzut atâta credință. Merge în pace. Și s-a tămăduită la bolnav. Vedeți? E o chestiune. Să va lua via aceasta de la lucrători cu foc și îi va pedepsi pe ei și va da via altor lucrători care să o lucreze cum trebuie. S-ar putea ca ortodoxia noastră să ajungă pe mâinile altora și să fim noi de râs în iad la judecată și alți păgâni triumfând pe ea, așa ca ostași și călări, în slava lui Dumnezeu cu Sfinții Îngeri. Trebuie mare atențioare. Și acum Mântuitorul pune întrebarea pentru întreaga omenire, de acum 2000 de ani și până azi. Doare nu 10 s-au curățit? Vedeți? Oare nu 10 s-au curățit? Oare nu toți avem nevoie de Dumnezeu? Cei 9, unde sunt? Nu s-au găsit să se întoarcă, să dea slavă lui Dumnezeu? De ce numai acesta de alt neam? Este întrebarea lui Dumnezeu cu care noi vom fi întrebați la judecată. O găsim în Luca. Vă rog să fiți atenți la ea și să o vedeți cât e de subversivă și subtilă, chiar dacă e spusă din gura lui Dumnezeu. Doamne, cum zici că nu ne cunoști pe voi? Nu vă știu pe voi. Doamne, în numele Tău am înviat morți, în numele Tău am scos draci, în numele Tău am făcut minuni. Da, dar eu nu vă cunosc pe voi. Da, Doamne, dar atunci cum s-a putut aceasta în numele Tău? Să nu se batjocorească numele lui Dumnezeu între neamuri. Ortodoxia nu e o mantră. Ortodoxia e o trăire, e o formă de viață, e o formă de apropiere de Dumnezeu, e o formă tainică de vorbire cu Dumnezeu, e o formă tainică de întâlnire cu Dumnezeu în minte, în inimă și în suflet, e o formă tainică de cunoaștere a lui Dumnezeu, e o formă tainică de apropiere a lui Dumnezeu, e o formă tainică de descoperire a lui Dumnezeu. Ortodoxia nu e etichetă, ți-ai pus pe ușă ortodox și ai rezolvat problema. Scurt. Sau dacă ai Biblie în casă, ești ortodox. Și aici, în final, Mântuitorul strigă și nouă și celui de față. Du-te! Ridică-te! Credința ta te-a mântuit. Deci, ce înțelegem noi? Că face lepra. Distruge credința, întunecă mintea, îmbolnăvește inima, strâmbă și leagă în obez sufletul.
ne desparte de lumină și ne ține în întuneric, ne orbește și credem că întunericul e lumină, ne orbește și credem că minciuna e adevăr, ne ia de la Hristos și ne duce la Dumnezeu străin și noi credem că slujim cărui Domn trebuie. Aveți grijă, spune Mântuitorul, că dacă ați avea credință numai cât un sâmbure de muștar și un pic mai mare ca boaba de mac, ai zice muntelui, aruncă-te și el să aruncă mare. Pentru tema de acasă nu mă interesează ce lepă avem, că doamnele au creme bune, bărbații au și ei săpunuri bune, parfumuri bune, uleiuri bune. Hai să încercăm pentru duminica viitoare când ne întâlnim să vedem câtă credință mai avem, dacă Dumnezeu ar putea să ne zică credința ta te-a vindecat. Amin.